O creșă nou construită în care ar putea fi înscriși 10 de copii în orașul Baia de Aramă nu a fost dată în folosință nici până acum, deși are 3 ani de când a fost finalizată. Investiția s-a blocat la recepția finală a lucrărilor și totul după ce constructorul și proiectantul, deși le cunoșteau, nu au respectat cerințele ISU în ceea ce privește normele de securitate la incendiu. Început în anul 2018, în mandatul primarului Rafael Dunărințu, creșa a fost finalizată în 2021. Proiectul era foarte bun, deoarece în orașul Baia de Aramă, părinții nu au unde să își ducă copiii la creșă. Doar că, de 3 ani, clădirea, deși este finalizată și chiar mobilată, este părăsită spre nemulțumirea localnicilor care taxează și ei cheltuirea în bătaie de joc a banului public. Părerea tuturor este aceea că ar trebui deschisă la un moment dat. Informațiile pe care le avem sunt acelea că destinația ar fi creșă. De creșă, da. E necesară? Este necesară în localitatea noastră, da. Vedem că aveți un copil mic, unde l-ați dus la creșă? La creșă nu am avut posibilitatea pentru că nu exista la momentul respectiv, acum deja este la grupa mare, la grădii și... Deci ar fi nevoie în oraș de creșă? Ar fi, desigur. Ar trebui să fie folosită. Că de-aia o casă o face omul ca să se folosească. Așa mi se pare mie corect. E o bătaie de joc de banul public? Normal că e. Trebuie făcut o rezolvare, ceva. Dacă e construcția făcută, trebuie făcută. Sunt copii în oraș? Au nevoie de creșă, de grădină? Normal că sunt. Sunt copii destui, copii mai săraci, mai bogați, mai, și ar fi bună. Nu-i normal, dar nu vedeți că cam, ce să mai zicem, peste tot... Investim bani, bătaie de joc. Păi da, cam peste tot, numai de enormități de astea se întâmplă. Le fac și stau închise. Săl de sport, câte și câte, nu o să folosească copiii de ele sau... Da, nu știu, e ceva care nu... Nu merge bine de undeva, e ceva, de undeva e putred, e stricat, de undeva nu pleacă. Proiectul s-a împotmolit chiar la recepție, pentru că nu a primit avizul de securitate la incendiu. Reprezentanții primăriei spun că, după prima încercare eșuată de a efectua recepția, au cerut proiectantului și constructorului să remedieze deficiențele. Doar că acest lucru nu s-a întâmplat. Ultima cale ar rămâne instanța de judecată. Au fost remediate, iar când s-a încercat din nou... recepția finală, au spus că nu a fost prezentat scenariul de securitate la incendiu în faza PTH și actualizat la data finalizării lucrărilor as-built-ul, incluzând și planșe de arhitectură. Ne-am adresat proiectantului cu foarte multe rugăminți pentru a întocmi aceste planșe și a actualiza scenariul de securitate ca să putem să mergem la ISU pentru a lua avizul. Reprezentanții ISU spun că la începutul oricărei investiții din bani publici, conform legislației, sunt stabilite în mod clar detaliile tehnice, pentru ca proiectul să poată primi aviz favorabil. În acest caz, toate aceste detalii se pare că nu au fost respectate, condiții în care creșa nu poate primi aviz favorabil fără a îndeplini condițiile de securitate la incendiu. ISU Mehedin a emis aviz de securitate la incendiu în data de 25 ianuarie 2019 în baza certificatului de urbanism pentru obținerea autorizației de construcție și demararea lucrărilor de execuție. La data de 6 mai 2021, ISU Mehedinț a participat cu un reprezentant în calitate de membru în comisia de recepție, unde s-a constatat că nu au fost îndeplinite măsurile stabilite prin documentația tehnică și avizul de securitate la incendiu, fapt pentru care recepția a fost respinsă, urmând ca aceasta să se reia în momentul în care lucrările sunt executate și finalizate. Cum și-a încasat și cea mai mare parte din cei 1,8 milioane de lei, constructorul nu pare să mai aibă vreun interes în a finaliza această investiție, așa că sunt toate șansele ca, deși ridicată, clădirea să rămână părăsită până se va degrada dacă autoritățile locale nu dau firma în judecată.